festivalul vinului urmează să se facă aici, în Piața Unirii. Sunteți de acord? Da. Considerați că ar merita făcut în altă parte, în condițiile în care, uitați, pavimentul e deja spart, e rupt, e crăpat? Nu aș avea nimic împotriva. Nu, ceea ce se întâmplă și ceea ce programează ei, ce vor să facă în Piața Unirii, este ceva împotriva legii lui Dumnezeu. Lumea trebuie să se împace cu Dumnezeu, trebuie să se împace cu Dumnezeu. Aici sunt și banii noștri, tot ce am plătit, am plătit pentru ca să fii frumos, pentru copiii noștri, nepoții noștri, strănepoți, toți urmașii care vor veni. Nu sunt de acord să nu se întâmple nimic aici, e desmăț, băutură, serbarea sa vinului, ce vrea să facă aici. O mizerie, va ajunge o mizerie. Aici sunt niște bani care trebuie protejați. Este bunul nostru și trebuie să avem grijă de ei. Suntem în vârstă și noi știm ce am făcut la timpul nostru, măturam străzile astea ca să fie frumos, să fie curat. În urmă va fi un haos, o mizerie totală, o infecție pentru toată lumea, pentru copii, pentru toată lumea. Păi acolo se va fi vin, va fi țigări, va fi băutură. Unde sunt veceurile ecologice, unde sunt? Nu-i nimic. Deci asta e în folosul lor. Niște bani care îi pune deasupra și restul sunt de desubt. Multul este de desubt, să știți. Va fi o mare debandată, un dezastru total.